în afară că echipa a jucat prost, au mai udat și stadionul înainte. Eu am văzut cu ochii mei cum udau stadionul. Gazonul. Gazonul, da. Da. Gazonul, bineînțeles. Ăștia joacă numai pe terenul de alunecoase acolo. Toate, acolo e o climă ploide, misuri, de asta. Și noi le-am creat. Ai noștri erau numai pe jos. Doamne Dumnezeu, deci... Păi pare că au udat gazonul, dar nu știu, au uitat să le și spună alor noștri. Vedeți că udăm gazonul, luați-vă și voi niște crampoane, că l-am văzut și pe Ali Bec, am mai văzut și pe Răzvan Marin. Toată lumea a căzut. Așa competitiv, numai Hagi a jucat și fundașii centrale amândoi. Iar restul așa, toți au jucat în aceeași notă, de nota 5, 5, jumate, 6. Hagi a jucat cam de 7, restul. Deci doar de Ianis Hagi v-a plăcut. N-avem valoare, n-avem forță, n-avem viteză. Avem mai viteza a doua și a treia. De asta nu avem performanță. În primele noastre intervenții de aici, de la GSP Live, ne-a scris un om care se uită la noi și spunea că după prima repriză era mesajul acesta, că noi nu știm să jucăm atunci când avem nevoie de victorie și nu știm să jucăm atunci când avem soarta în propriile mâini. Da, exact, cu presiune. Sub presiune n-am știut niciodată. În decursul istoriei, gândiți-vă, am pierdut marea majoritatea calificărilor numai la meciuri sub presiune. Dar la echipa națională, să știți de la mine, ai presiune non-stop. Și atunci trebuie să fii pregătit pentru așa ceva. De la copii și juniori trebuie meciuri internaționale de la 10, 12, 14, 16 ani ca să-ți crească moralul de competiție înaltă. Ei așa au pasat, era fără nicio vagă. Dacă era 3-1 pentru ăștia, pentru islandezi nici nu erau multe. Cam așa e. Vreau să vă întreb, credeți că în ultima perioadă jocul nostru, cât de cât la echipa națională, părea bunicel. L-am văzut și pe Mirel Rădoi, era și el mulțumit. Am mai vorbit zilele trecute și cu Ianis Hagi și el părea încântat așa de schimbarea asta de pe la echipa națională. Acum, în schimb, în meciul ăsta n-am mai arătat așa bine jocul nostru, evident n-am reușit să câștigăm și vreau să vă întreb dacă aveți și noastră impresia că poate anunțul ăsta lui Rădoi că pleacă a destabilizat puțin lucrurile sau dacă efectiv cam asta e valoarea. Asta e valoarea, mai copii, mai oameni buni. Asta e valoarea. Noi, fotbalul nostru, dacă nu începem să lucrăm de la piramida, de la baza piramidei, nu putem să facem nimic. În viitorii 10 ani, dispărând după hartă, vom fi ca Liechtenstein. O să vedeți. Nu se ocupă nimeni de centre de copii și juniori. Nimeni, reține ce vă spun. Este antrenorii de la centre de copii și juniori sunt niște, majoritatea niște oameni nepricepuți, pentru că nu pot să stai pe 20 de milioane lei pe 2000 de lei pe mână. Nu pot să stai așa, să pe ploaie, pe vânt, să te duci la stadion. Nu, suntem la pământ cu toate condițiile. Vreau să vă întreb un lucru. Credeți că ce a greșit, sau, mă rog, e clar că a greșit ceva, dar ce a greșit mai mult? A greșit mai mult echipa de start sau a greșit și schimbările? Pentru că vorbeam și cu Iosif Rotariu. Nici oamenii ăștia care au venit de pe bancă, nu știu, poate au fost băgați prea târziu, n-au adus niciun plus. Nu i-a ieșit nimic lui Rădoi. Aveam atâta încredere în Rădoi și uite că nu i-a ieșit nimic. Sunteți dezamăgit așa de mandatul lui? Sunt dezamăgit de rezultatele echipei naționale. Dacă nu câștigăm cu Islanda, care e într-o reconstrucție, o țară cu 400.000 de locuitori, cât județul, cât Brașovul sau cât Iașul. Nu se poate așa, nu cât județul, cât orașul. Incredibil. Credeți că Rădoi pleacă acum, nu știu, exact după meciul ăsta, poate, că așa cu Liechtenstein poate să antreneze și... Pleacă sigur, nu vă trebuie. După meciul ăsta, acum, în seara asta, sau mai rămâne și la Liechtenstein ca să fie... Nu, rămâne și ca să-și termine contractul, că altfel, cred că are niște clauze în contract.
A, deci doar pentru contract, dar așa dacă ar fi fost de, nu știu, de orgoliu, poate că ar fi trebuit așa să iasă în față. Mă gândesc, după prestația asta așa mai slabă. Da. V-a plăcut așa în mod, a spus de Yanis Hagi, în afară de Yanis Hagi, nu știu, ați mai avut vreun remarcat să încercăm să găsim și ceva pe plus? Și Marina, a jucat și Chichiriche și a jucat și Funda și Gentile amândoi. Au jucat bine și eu, dar prea multe pase lateral. Nu mai lateral, domnule, jucam, parcă eram, doamne, era un necaz așa că nu se ridică cineva să fundași laterali în prima repriză și ce, 75-80 de minute până ai intrat bancul, n-au dat două centrări ca lumea, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Singura ocazie de gol, exceptând vara lui Hagi, a fost când a fugit ăsta a liberilor 60 de metri și și-a făcut pașii greșiți, i-a venit pe dreptul. Hai de mine, în loc să intre puțin în interior, să-i tragă una cu stângul, să cred că a obosit. Dacă... Eu cred că Alibec nici nu-i pregătit 100%.